Eu doar sunt sceptic că utilizatorul obișnuit de TikTok este și un votant la alegeri, în general, oriunde în lume. Eu am dubiile mele, că cei care se uită la... Și îmi pare rău că trebuie să spun. Mulți dintre cei care se uită la unele clipuri de pe TikTok sunt un pericol mai mare pentru democrație și fără să fie influențați de China, dacă se duc la vot. Adică, eu cred că asta ar fi marea. Pe Washington ar trebui să-l intereseze mai mult efectul a ceea ce văd copiii pe TikTok asupra lor decât cum Beijingul va face nu știu ce cu și va influența alegerile.